a intrat cu lasul spart și s-a așezat la masă. Am inspirat ca și cum aș fi avut în față primăvara. N-am zis nimic. A scos o țigară, a pus pachetul pe masă și a zis: noi suntem Dumnezeu. Și am văzut cum se ridică masa, iar s-a întâlnit visătorul cu realistul. Și dacă îi spun ce văd și în ce cred, o să urmeze o tăcere lungă. Eclov, sau mă rog, era, zice că l-au bătut niște copii, că se jucau pe consolă. A intrat la ei și a făcut ta-na-na-na și zic, trebuia să zici salut, bro, nu ta-na-na-na-na. După care mă uit la carourile rupte, sunt doar cele roșii, wow! Și cu pantalonii rupți și el spune că suntem Dumnezeu. Noi n-am înțeles că fericirea nu e obligatorie, ori am înțeles-o prost. Îl văd cum își roate unghiile, după care ia saxofonul și cântă. De muzică aveam nevoie. Dă-ne, Doamne, pâine și circ, răsucesc un trandafir din hârtie și-i dau foc. De ce poezia se face doar în singurătate? Și asta e mișto. Pe Clov îl văd acum vindecat și poate ăla eram eu când eram supărat. Oricum, iau și eu un loc la masă. Clov nu-l a plecat. De ce poezia se face doar în singurătate? Și asta e fericire când o văd pe oate spărcată și scriu cu dureri. Nu, fericire când văd oameni care râd. Nu, fericire e. Dacă scrii despre oameni cunoscuți și dai space, denotă că sigur ai greșit ceva. Dacă scrii despre orice, la fel. Dacă scrii fără base, tot comiți erori. Și dacă uiți, sigur e greșit ceva. Și despre forme ideale, fiecare are o părere. Nimeni n-a văzut forma ideală de viață, dar toți știm că există. Așa și clovnul meu o căuta. Fericire când o văd pe oadă zbrăcată și o scriu cu dureri. Nu, fericire când văd oameni care râd, nu, fericire când sunt bine dispus și nu mă